Această inițiativă legislativă a fost depusă acum 2 săptămâni de zile. Co-semnatare acestei legi, pe lângă mine sunt domnul deputat Cristian Buican, deputat de Vâlcea, domnul senator Romulus Bulacu, senator de Vâlcea, și domnul Florin Câțu, senator de București, oltean la origine. Am depus această lege acum 2 săptămâni de zile la solicitarea foarte multor alegători cu care am interacționat atât eu cât și colegii noștri în mod direct sau pe rețelele de socializare. Mi s-a cerut și după cum ați văzut și dumneavoastră în spațiul public există această solicitare din partea de a elimina această discrepanță, această inechitate socială din partea cetățenilor. Am depus acest proiect legislativ acum 2 săptămâni, dorind să eliminăm toate pensiile speciale. În timp de 2 săptămâni de zile am fost contactați și am avut nenumărate întâlniri cu foarte multe asociații ale militarilor, ale rezerviștilor, ale cadrelor active, foarte multe întâlniri. Atât eu personal, cât și ceilalți colegi ai mei care au semnat inițiativa, cât și foarte mulți colegi ai noștri din țară ne-au transmis că este o problemă cu această chestiune. În urma acestor discuții și în urma argumentelor aduse de către dânsii, cum că dânsii au o problemă în a-și dezvolta existența pe alt palier, dânsii au anumite restricții în ceea ce privește implicarea dânșilor în diverse activități. Pe lângă asta, dânsii când ies la pensie, ies cu o pensie extrem de mică, dacă ar fi să mergem pe zona de contributivitate, ceea ce nu se întâmplă cu cei din MEAI, dacă am putea să discutăm, că un șef de post la 41 de ani este cu 5-6 mii de lei pensie. Ca atare, am reluat procesul legislativ, am retras inițiativa legislativă, am scos articolul, paragraful, aliniatul cu care făcea referire la pensiile militare și am reintrodus. Ca atare, am reintrodus această săptămână trecută, această inițiativă legislativă cu aceiași semnatari, co-semnatari, prin care toate pensiile speciale din România vor fi anulate, cu excepția pensiilor militare. Spun aceste lucruri pentru că au existat diverse sau nenumărate dezbateri pe acest subiect și am vrut ca aici să lămuresc în calitatea mea de inițiator această problemă.